Președintele Franței Emmanuel Macron ajunge în Gironde, zonă puternic afectată de incendii. În Franța, peste 20.000 de hectare de pădure au ars, iar 37.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor. Marcela Ferraru, editor Alef News, ne aduce mai multe informații. Bună, Marcela, ce îi se reproșează mai exact președintelui Macron în gestionarea incendiilor? Bună ziua, da, într-adevăr, îi se aduc anumite reproșuri. A fost o scrisoare deschisă publicată de doi aleși locali și a fost și o interpelare pe adresa Ministrului de Interne în adunarea națională. Aleșii locali spun că guvernul francez nu prea s-a văzut zilele astea în zonele afectate de incendii, iar în adunarea națională reproșul care i-a fost adus Ministrului de Interne este acela că mijloacele de care dispun pompierii în acest moment nu sunt suficiente, iată, să facă față tragediilor care se întâmplă de o săptămână în sudul și sud-vestul Franței. Ministrul de Interne a răspuns totuși că Franța are cea mai mare flotă de canadere și cele mai multe mijloace raportate la celelalte state europene pentru intervenție în caz de incendii, pentru că, din păcate, se întâmplă destul de frecvent. Deci Emmanuel Macron va încerca să stingă această polemică și chiar în această dimineață a cerut ca două elicoptere civile să fie afectate imediat în întărirea flotei de elicoptere și canadere care acționează în acest moment în zonă. Marcela, care este situația în acest moment? Câte hectare de pădure au ars și cât de mare este pericolul acum? Mai precis, 20.800 de hectare au ars deja în mai multe regiuni, în special în sud și sud-vest, cum spuneam, dar și spre ceva mai sus, pe toată fațada atlantică până în Bretania. Zonele cele mai afectate sunt cele din jurul orașului Bordeaux, acolo unde se deplasează de altfel în acest moment Emmanuel Macron. Este pentru prima dată, în această noapte, pentru prima dată când focul avansează mai puțin rapid, deci focul nu este încă stăpânit, însă avansul lui este mai puțin important. În ultimele 7 zile, pompierii spun că ceea ce a ajutat mult este faptul că există oarecare umiditate în aer, s-ar putea să înceapă să plouă, asta fi o veste extraordinară, și de asemenea temperaturile încep să scadă, canicula se deplasează spre estul Franței, se și vede de altfel, pentru că anumite focare de incendii încep să apară spre răsărit. În orice caz, incendiile din sud se fac simțite până aici la Paris, de exemplu, aseară mirosea a fum și a lemnas. Deci fumul din Gironde, de la 800, aproape 1000 de kilometri, a ajuns până la Paris. Marcela, îți mulțumesc mult pentru informații.